Mai mare, botezul cu Duhul Sfânt sau botezul în apă. Că suntem bombardați de diferite informații biblice. Biblic. Verset din Biblie, că ne gândim, dar trebuie să cunoaștem adevărul biblic. De unde se gândim? Dacă mă duc la frații baptiști și spun, frate care, duce... Da, Ioan Botezătorul unde spune că... Nu. Nu. Lasă-o să aflați imediat, urmăriți. În sala aceasta, ca să înțelegem un lucru foarte important, identitatea noastră, știți care e identitatea? Nici asta nu știți. La identitate sunt două cifre și patru numere la noi, la numele. Identitatea noastră este IN. 1 urmat 20. Iisus din Nazaret, da? Ce anume? Nu vă grăbiți, așteptați ca să nu pierdem timp. Deci identitatea noastră, din nou, repet și o să vă spun și unde o găsiți ca să vedem dacă ne descurcăm. Sunt lucruri foarte frumoase și trebuie să le știm. Deci, am spus IN, cele două litere IN, 1, 1, 1, 1 și 1, 2. Asta e identitatea noastră. N-ați înțeles nimic, da? Ioan, capitolul 1. N, capitolul 1. Capitolul 1. Deci, N, 1, 1, 1, 1, 1, 2. Ai înțeles, soră? Versetul 11 și 12, hai să fie mai ușor. Da, asta e identitatea noastră, din cine suntem, care părintele nostru și din cine am născut. Evanghelia lui Ioan, capitolul 1, versetul 11 și 12. A venit la Isai, dar Isai nu l-au primit, au pierdut. Dar 12, tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce crede în numele, dar dreptul să facă copii a lui. Am spus și frații mă rugați, spune și în biserică, NASA caută extraterestri. Sunt foarte interesant, se cheltuiesc miliarde de lei. Știți cine sunt extraterestri? Ce suntem noi? Copiii lui Dumnezeu. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi, voi nu mai sunteți pământești. Noi așteptăm clipa să zburăm ca extraterestri într-un pământ nou, la un soare nou, dar nu soare, că ăsta că soarele nostru va fi Iisus Hristos. Început. Ca să înțelegem despre comoară, vorbea fratele aici, că unde lemnul cele înțelepte și-a luat unde lemnul în candele. Trebuie să fiți foarte atent că să fac multe greșeli și în seara aceasta o să corectăm greșelile. O să vorbim și să folosim textul din Matei, capitolul 25. Cele 10 fecioare. Două categorii de fecioare, două categorii de candele, două categorii de vase, o singură categorie de unde lemn și două veșnicii. Haideți să vedem, să le luăm pe rând, trece rapid, cele două categorii de fecioare. Unii zic că Israel, unii dragoste, știu eu. Cuvântul Domnului ne arată în 2 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 2, dacă nu greșesc, vreau să spun că sunt obosit, dar le descoperim. 2 Corinteni, capitolul 11,
versetul 2. L-ați găsit, dacă nu-l caut eu, e foarte important să vi-l notați. Fiindcă sunt gelos pe voi, cu o gelozie sfântă, citim că mai repede merge, uite l-am și găsit, frate, slavă Domnului. Că sunt gelos de voi, cu gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit, auziți? Suntem logodit cu un bărbat ca să vă prezint, înfățișez înaintea lui Hristos, ca pe o fecioară curată. Auziți? Noi toți formăm mireasa lui Iisus Hristos. Suntem logodiți și suntem ca o fecioară gata, pregătită pentru mirele ei. Deci, cele 10 fecioare se află în biserică. Numai că se despart în două. Și o să vedem imediat de ce zice Pavel ca pe o fecioară și nu zice ca pe fecioare. Că doar Iisus a spus 10 fecioare. Notați-vă, nu știți că trupurile voastre sunt temple, templu a Duhului Sfânt. Noi toți împreună formăm trupul miresei lui Iisus Hristos și ne explică Pavel. Suntem mădulare unii altor. Nu toți putem să fim mână. Nu toți putem să fim ochi. Sau știu eu. Suntem mădulare unii altor. Deci trebuie să punem umărul unul într-o parte, altul umblă, altul vorbește, altul aleargă. Asta e lucrarea Domnului în biserică. Deci, cele 10 fecioare sunt în biserică. Și acum să vedem. Spune cuvântul Domnului, Matei, capitolul 25, versetul 4. Dacă nu-l dau greu, spune așa. Fecioarele nechipzuite. În momentul 25 cu 4, soră? Nu cu 1 cu 4, 25 cu 4. Dar cele înțelepte împreună, citind corect, împreună cu candele au luat cu ele și unde lemne vase. În candele. În vase scrie. Să rămână în vase pentru noi. Trebuie să fim foarte atenți. Cuvântul Domnului zice, cine adaugă? Adaugă orice, cine scoate, pierde numele. Deci, unde lemnul, știu că vă puneți întrebarea, dar trebuie un lemn vas în candelă, nu trebuie. O să aflați imediat. Deci, mare atenție, cele înțelepte, când și-au luat un lemn, nu l-au luat în candelă, l-au luat în vase. Și am citit cuvântul, comora aceasta nemaipomenită, o purtăm în niște vase de lup. Ce frumos! Puterea absolută a lui Dumnezeu e în noi, e cu noi, trească Domnul! Aleluia! Să nu ne provoace cumva anticriștii ăștia să explodăm, că îi rămân aici și plecă la Iisus. Ne duce puterea asta la Iisus și vine vremea să apropie. Trească Domnul! Amin! Deci, mergem mai departe. Cele înțelepte se deosebesc de cele nechipzuite că au luat ulei sau un lemn în vase. Cine sunt fecioarele nechipzuite? Matei, capitolul 27, cu versetul 26, nu te grăbi, soră, să găsesc de pe mă duc. 26. Așa. Să vedem că Biblia ne spune cine sunt fecioarele nechipzuite. Nu ne lasă cu nimic la încurcătură, trebuie numai să căutăm. Sau cine
aude aceste cuvinte de mine și nu le face toate asemănat cu un om nechipzit, care... Și-a zidit casa pe nisip. Auziți, fraților, care sunt oamenii nechipziți. Laodicea, textul care l-am citit aseară, îi numește căldicei. Zicea un frate, unde merg cei mulți, mă duc și eu. Gândire greșită. Eu nu vreau să mă duc. Mie mi-a promis Iisus, auziți, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în mine, aveți credință și în Dumnezeu, mă duc să pregătesc un loc. După ce vă pregăti, mă voi întoarce și vă lua cu mine, că acolo unde sunt eu, auziți, vă fiți cu Iisus, nu vă bucurați. Slăviți să fie Domnul! Aleluia. Asta vreau, fraților. Nu vreau judecată, nu vreau pedeață, vreau să vin cu Iisus. Din aia m-a pocăit. Din aia de la un colț al altora, pământului. Din aia de la voi. Vrem să fim cu Iisus. Ajută-ne, Doamne! Amin. Deci, cel întâi merge pe învățăturile astea fictive. E bine, Duhul Sfânt, dar nu au o e bine să mergi la biserică, dar numai la cină, la Paști și la Crăciun. Nu părăsiți starea cum au unii obicei. Auziți bine, surori, frați, nu părăsiți adunarea. Unu, doi la mână. Cine nu mănâncă trupul și sângele Domnului nu are? În el însă suntem morți. Și miroase greu morteciunele. Doamne, trezește-ne! Știi ce m-aș bucura, frate Marius? Next time când vin la voi, apoi să dai cine aici și să fie plin, să nu fie nicio scaun gol și acolo afară să fie ligheanu, cu apă să vadă suedeje, că Iisus ne-a învățat să ne spălăm pe picioare. Doamne, ajută-ne! Trăiască, Domnul! Cele nechipzuite își zidesc credința lor pe niște lucruri închipuite. Și acum, atenție, Iisus trage atenție, aveți grijă. În vremurile din urmă vor veni mulți învățători falși, proroci falși, care vor încerca să ademenească și pe cei aleși groaznici. Trebuie să mâncăm cuvântul în fiecare zi. Să-L cunoaștem profunzimea, adâncimea Lui, lungimea, adâncimea Lui. Asta vrea Domnul. Și auziți, ce vrea Domnul de la noi? Apostolul Pavel spune, un copil nevârstnic, vențe, oricât de bogat a fi, un copil din nou nevârstnic, poate să aibă jumătate din, cum e orașul ăsta? Mamă, jumătate! Nu este proprietar, este ca și un rob, un copil nevârstnic. Dar un fiu, ce înseamnă fiu? Să primească confirmarea lui Dumnezeu. Să treacă majoratul, o să ajunge la confirmare, să mărturisească Dumnezeu. Un copil al lui Dumnezeu, zice, că primește Duhul Sfânt, nu un Duh de frică, ci un Duh de putere care ne face să strigăm Abba! Slăvit să fie Domnul! Glorie Domnului! Abba înseamnă Tată sau Iahle, Tată. Mergem mai departe. Și acum vă rog să fiți atenți de versetul 5, Matei capitolul 25, citesc din memorie. Și vă rog să mă urmăriți cu atenție. Cele nechipzuite, când și-au luat candele, n-au luat cu ele un belem de rezervă. Da? În cămirele zăbovea, au ațipit toate. Nu, nu, nu. Deci la trei. Deci la trei. Cele nechipzuite. Cele nechipzuite. Am citit de la patru cele chipzuite, sorry. Cele nechipzuite, când au luat candelele, n-au luat cele undele de rezervă. Hă? Frate Marius,
Auzi, predicându-se de ulei de rezervă. Nici voi. Vrem să învățăm. Fraților, nu există un ulei de rezervă. Duhul Sfânt e onul primit de biserică prin făgăduința Tatălui. Să primește rugăciune și stăruință. Slăvit să fie Domnul. Cele nechipzuite, uitați-se frumos, scrie, când au luat grandele, nu au luat un de lemn, punct și virgulă. Un de lemn trebuia să dea un basen. Nu au luat un de lemn. Nu putem să spunem nimic în plus. Să învățăm. Și acum întrebăm, dacă n-au luat un de lemn, cum or ars candelele? Două candele. Deci am vorbit de cele două. Urmează două candele. Două cătii de fecioare și două candele. Prima candelă o găsim scrisă în Psalmul 119 cu versetul 105. Prima categorie de candelă. Psalmul 119 cu versetul 105. Nu, 19 cu 5. 119 cu 105. Da. Și acum atenție. Vă rog să citim cu atenție. Cuvântul tău este o candelă pentru picioare și o lumină. Ați văzut vreodată candelă? Asta e candela. E o copie după o candelă din 1918. Aici se pune uleiul, se pune capacul și aici e fitilul trage uleiul și face lumină. Înțelegeți? Candela e corpul și o lumină. Asta e lumină. Deci candela nu arde fără lumină, fără fitil, fiindcă numai corpul. Cuvântul lui Dumnezeu este candela, dar care lumina? Roman, capitolul 1. Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Iisus Hristos, care este? Aleluia! Nu uitați cu ce arde candela! Candela arde cu puterea lui Dumnezeu. Gloria Domnului! Lumina asta prin care vine uleiul. A doua candelă o găsim în Proverbe, capitolul 21, versetul 9, sunt sigur că căutăm să nu greșim, da? Deci, mai bine să locuiești într-un colț? Nu. Proverbe, nu ne grăbim, că până dimineața avem timp. Azi dimineața m-am culcat la 4, așa că face și voi jertfă. Să învățăm niște lucruri frumoase. Proverbe, capitolul 21, versetul 4. Ai pus oră? Da. Citește, unul, frate, citește tare. Privirile trufașe și inima îngânfată, această candelă a celor răi nu este decât păcat. Doamne, ferește! Amin. Cel mai mare război de 16 ani de misiune, știți cu cine l-am avut? Cu mine, cu eu-ul meu, cu firea mea. Puteam să vin la voi într-un costum, 2-3.000 de euro, o cravată frumoasă roșie, niște pantofi de 3.000, să se facă trăs la o parte, că vine misionarul.
În momentul când Domnul m-a chemat în lucrare, în urmă cu 30 de ani, a zis: Doamne, vreau să rămân Cornel Urs, așa cum m-a chemat. Nu este zi să nu cer de la Domnul să mă smerească. Glorie Domnului! Să mă păzească de păcatul mândriei. Aleluia! Marius, frați, învățați! Mândria merge înaintea căderii. Pot să fii stâng! Puternic! Uitați-vă la marile vipuri din România! Curvie, nu răsuri în teama noastră. Păziți-vă de mândrie, luptați cu voi, smerenie, rugăciune și pocăință din Iisus. Slavă Domnului! Aleluia. Deci, în biserică există candela păcatului. Iacov, capitolul 4, versetul 17. N-ați auzit până acum vorbind de candela cu Tatăl. Mă vorbesc, frații, să nu jignești pe nimeni ca să vină bănuță. Nu poți să jignești într-o biserică. Frate mare, sorry. Iacov, capitolul 4, versetul 17. 17. Deci, cine știe să facă un bine și nu face? Auziți, frați, știind că vine Iisus, știind, ne pregătim, îmi spunea un frate din Iunghe, de lângă Iunghe, acum chemare, o zis fratele, fiul cântărețul ăla, cum ați menit, mă-l cheamă, frate, cum el, fă chemare, că-s mulți ascultători, nu vreo 20 în față, și vreau la mine, vreau cursul. Săptămâna viitoare în nuntă. Roagă-te la Dumnezeu să mâncă-te până săptămâna viitoare să termin nuntă. Eu ziceam, da bani la toți la nunți și acum trebuie să-mi vină banii înapoi. Și a spus, sorry, Julie, nu pot să mă rog. Nici până afară din adunare. Fraților, ce o tristețe am văzut la omul ăsta. Deci, să mă rog eu pentru el, să mai îngăduie Domnul o săptămână și după ce își face un spațiu, vine să predă. Și a spus, nu pot să fac asta. S-a dus afară la stradă, s-a închis biserica și când se ies pe cortor, vine fratele cu soția, vine cu mirele, vine cu mireasa și pe cortor s-a pus pe genunchi. Așa fac luminos. Nu contează. Frate, mă predau cu toată familia lui Iisus. Nu mă interesează banii, mă interesează Iisus Hristos. Au venit frații de la stradă înapoi și a fost o bucurie extraordinară, enormă, o bucurie extraordinară de mare. Dragii mei, sunt oameni care știu să facă bine și fac astea candela păcatului. Ia să vedem acum. Există diferență între candela păcatului și candela cuvântului Dumnezeu. Ce zice? Există? Proverbe, capitolul 13, versetul 9, dacă nu dau greș, mă uit imediat să văd. Eu am o slăbiciune că nu fac listă. Și las pe Domnul să predice. 13 cu 9. Cu 9. Mila. Auziți acolo. Candela. Lumina celor neprieniți cum arde? Arde drumul sunt de noi. Arde? Doamne, aprinde! Amin? Amin. Dar candela celor răi, care candela celor răi? Păcatul se stinge. No, haideți să vedem ce orice speciale nechipzuite către alea înțelepte când s-a anunțat venirea Mireului. Care știe?
Hai să spunem să nu pierdem mult timp. Dați-ne din unde lemnul vostru că ni se stinge. Auziți, fraților? O să vedem imediat când se stinge candela. Dar acum să lămurim o problemă. Arde candela fără un de lemn sau nu arde? Ce ziceți, fraților? Surorul, arde sau arde? Nu arde. Arde, fraților! Hai să încercăm, practic. Ce spune practica? Că eu zic că la candelă e puterea lui Dumnezeu în vase cu uleiul. Ia să vedem, arde sau? Sore, eu am întrebat o întrebare, să răspundeți, arde? N-are ulei? Arde candela fără un de el. Arde! Ia să vedem! Ce-au zis fecioare nechidrite? Ni se sting candelele! Știți cât arde? Cât arde fitilul. Noi ia să învățăm de aici o lecție. Ni se predică prin biserici, limbile au încetat. Prorocire, nu mai sunt gata, fraților. O fost! Dar uite că acolo mai este un subiect. Hai să vedem, știți? Și aici numai astea două subiecte se predică. În decorii de capitolul 13, 13, e foarte interesant să știm și lucrul acesta, fiindcă voia lui Dumnezeu să cunoaștem adevărul. 1 Corinteni, capitolul 13. Numai o secundă dați-mi voi că să mă corectez dacă am greșit. Așa. Da. 1 Corinteni, capitolul 13. Versetul 8. Dragostea nu va peri niciodată. Știți despre ce dragoste vorbește aici? Cine-i dragostea? Dumnezeu. Ea nu va peri niciodată. Nu vorbește de dragostea firească. Vorbește de subiectul Dumnezeu. Prorociile se vor sfârși. Limbile vor înceta și cunoștința va avea să și cine cunoștința? Și cunoștința, citim două versete mai jos, adică vă spun care verset să-l citim. Așa. Versetul 10. Să vedem când va înceta limbile, cunoștința și prorocile. Dar când va veni cine? Cine de săvârșitul? Trăiască Domnul! Când vine Domnul Iisus Hristos, Biserica, Duhul Sfânt, Iisus, zboară să întâlnesc nori slavă și vom fi totdeauna cu Domnul. Dar pe pământ va înceta cunoștința. Anticristul, primul lucru ca să poată să-și desfășoare toată puterea lui, Bibliile, pentru prima dată în istoria omenirii, vor fi distruse. Vă dați seama ce ură va porni împotriva celor care rămân de la răpire? Nu se mai da voie, nimeni nu va mai da voie să vorbească despre Iisus, despre mântuire, despre Dumnezeu, despre iertarea păcatului. Nimeni! Cunoștința se va sfârși. Asta e, fraților. Atunci se stinge fitilul. Candela care arde cu puterea lui Dumnezeu, când puterea lui Dumnezeu se va sfârși, se termină și lumina.
Să termină fitilul. Deci, candela este cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu este putere, arde fără puterea Duhului Sfânt. Noi n-am fost născuți dintr-o sămânță care poate putrezi, ci am fost născuți din cuvântul lui Dumnezeu, Domnul. Deci, corectura este candela arde și fără un de lemn, fiindcă candela despre care vorbea Iisus este cuvântul lui Dumnezeu. Candela celor păcătoși se stinge pentru că cuvântul cunoștința nu va mai fi. La venirea lui Iisus se termină cunoștința. Două candele. Candela cuvântului Dumnezeu și candela păcatului. Doamne, dă-ne candela cuvântul Tău. Amin. Să avem lumină, să nu mai cochem alături. Două categorii de vase. Cuvântul Domnului spune că din Apostolul Pavel la Timotei, în casa orarului sunt două categorii de vase. De cinste și de ocară sau aur, argint și lemn, da? Și acum, închipuiți-vă, aici pe amon, așa, aici pe amon, două vase. Da, nicio problemă. Da? Astea, ca două vase, două sticle, ca două vase. Întreb, care are, este identice, asta puțin e mai mare. Lasă-o tot pe asta, că n-are aceeași emblemă. Dar închipuiți-vă că aceeași marcă, aceeași cantitate, identice. Care are cea mai mare valoare? Aia din stânga sau aia din dreapta? Dacă se gale. Deci același vas, aceeași marcă, dacă... Care are cea mai mare valoare? Stânga, fiindcă e plină. Aleluia! Valoarea noastră nu este inteligența, nu este bogăția, nu este situația noastră financiară sau materială. Este plinătatea Duhului Sfânt! N-are valoare înaintea lui Dumnezeu. 1000 să cadă la dreapta, 10.000 la stânga. De tine nu se va prinde nicio nenorocire. Pentru că tine este puterea lui Dumnezeu trească. Domnul? Amin. Doamne, împlinește toți de Duhul Sfânt. Două categorii. Domnul să facă din noi niște vase de cinste, aur și argint și lemnul să... Va arde foc să nu se fac ceva, că să fie înțeles greșit. Deci, două categorii de vase. Merge la tine o singură categorie de undelen. Hai să vedem în Faptele Apostolilor ce ne spune cuvântul Domnului despre Iisus. Merge repede la Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 32. Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 38. 38. Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt. Aleluia. Auziți care-i puleiul? Cu ce ne unge Domnul? Cu Duhul Sfânt. Cu Duhul Sfânt. Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere. Iisus a spus că veți primi Duhul Sfânt, veți primi o putere, dramă, forță. Și nu se poate echivala cu tot arsenalul din lume. Asta e puterea lui Dumnezeu. O putere? Așa. Deci, Duhul Sfânt este puterea lui Dumnezeu care este în noi. Și aici vreau să dau răspuns la a doua întrebare. Cei mai mare botez în apă sau botez cu Duhul Sfânt? 1 Ioan, capitolul 5, versetul 10. Citim. Haideți să vedem. Nu ușor, 10 sau. O
Ioan, capitolul 5, versetul 10. Capitolul 5, așa, capitolul 5, versetul 10. Citim cuvântul Dumnezeu. Soră, Ioan. Da, e ca o problemă și cu aparatul. Că să vă rugați la Domnul să vă dea altul, frate, să vă dea, să vă dea unul nou care merge mai rapid. Nu, că tot ca o pune și îi spate. Cel puțin cu 7 cori să fie în el. Să dea mai rapid. Întâi o lui bine, capitolul 5. Cu 10. Da. Bun. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el. Care mărturisire de la nou. Dacă primim mărturisirea oamenilor, care mărturisirea oamenilor? Întâi Petru, nu trebuie, deci, întâi Petru, capitolul 3, versetul 21, con aceasta închipuitoare, nu ne mântuiește pe noi, nu ne curățește din dimensiunile trupești, ci este mărturia unui. Deci, mărturia oamenilor este botezul în apă. Care mărturia lui Dumnezeu? Aici problemă. Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare. Care mărturisirea lui Dumnezeu? Hai, Marius, haideți să mă doresc pe mine. Amândoi. Vă rog să fiți atenți. La Bocșa, unde ați fost binecuvântați? La biserică. Ah, wow! Ori pe mulți ani. Câți? 17. E bine că ține minte. Test acum. Test. Atenție! Va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa să va lipi de femeie și cei doi vor fi una. Ia să vedem. Nu mă amintesc cum te cheamă. Mari. Mari. Se facă domnul mare, evanghelistă și slujitoare. Sora Mari, când a venit în fața tablului la frații Sfântești, ei întreabă, soră de bună voie și nu se nimere de nimeni ei pe Marius, nu vă întreba tata. Păi să învățați să respecte Biblia, fraților. Nu vă întreba. Atunci merge să rog. Hai, doi de România. Fiți binecuvântați să rog. Doi căsătoriți în România. Hai, care vos? Este, nu este nimeni. Vreau să vă binecuvântez. Doi care au fost căsătoriți în România, au fost căsătoriți, dar de bază botez, n-a fost pocăiță, n-a fost botezat. Vreau care sor să înțelegem lucrarea. Acum 60 de ani am avut căsătoria cu soția. Ai avut-o? Nu mai fost atunci ea. Nici unul n-a primit binecuvântarea la biserică. Tu? Mă miram că așa tânără deja ai primit. Nu este asta? Tu? Cu soțul tău? Hai că te mai binecuvântezi azi odată. Hai, frate. Unde e soțul? Nu este nimeni care, frate, pe trebuie să vină acum să fac binecuvântări. Nu este nimeni care a fost binecuvântat de Domnul în fața altarului? Nu. Tot s-a botezat aici. Haideți atunci, Domnului. Doamne, binecuvântări. Pot mâinile astea peste voi să primiți binecuvântarea în biserică. Ați fost la primărie. Eu mi se minte, David. Te pup. Primar sau primăriță? Ce-o fost? Primar. Primarul vă întrebat așa. Doamna Mari,
de bunăvoie și nesibite nimeni în căsătorie, pe Marcel? Pe Marius! Foarte atentă, îți amintești ce ai zis acolo? Da. Slavă Domnului! Te-a mai întrebat primarul, vrei să rămâi alături de el? Și la bine, te-a întrebat? Da, și la ce ai zis? Da. Primarul, fiind domn cinstit, a zis, Doamna Marie, de azi înainte, pe baza mărturisirii care a scut-o, vă declar cea mai tânără familie. Cei care vreți să-i felicitați, să le strângeți mâna, le dați flor și au spus, mire, vreți să-și cupă mireasa. Ce? Nu. No. Hai să spunem acum, nu se cupe. Au spus că vă felicită. Dați un om. Ați fost la căsătorie, așa se întâmplă. Da. Da, frate. Da. Nu. Nu se poate declara că sunt și tu și familia ta, David. Până nu pune mărturisirea. Și a doua persoană, din aia dragii ăștia de gay, vor să căsătorească și să copieze de la noi. Ce? Mostre Domnul. Mostre Domnul. Nu se poate declara o familie. Până nu, cei doi spun da. Nici primarul, nici păstorul, nimeni n-are curajul să spune nouă familie. Când au întrebat și partea bărbătească și partea femeiască, atunci avem în fața noastră cea mai tânără familie. Vă binecuvânteze numele Domnului. Aleluia! Totdeauna veșnicie cu Iisus. Aleluia! Nedespărțiți! Amin! Și pe tine, frate Florin, Domnul să te binecuvânteze. Și renoiești binecuvântarea. Amin! Amin! Fiți binecuvântați voi și copiii voștri. Dar acum, atenție! Pe linie spirituală, zice, tai la această estimare, vorbesc despre Hristos și deci nu poți să fii una cu Hristos până nu mărturisește și omul și până nu mărturisește și Dumnezeu. Mărturisirea omului exact ca la căsătorie a intrat în apa botezului. Nesili de nimeni intri în apa botezului, da. Crezi că Iisus e ta păcată, dar până când vrei? Toată viața. Exact ca la căsătorie. Este mărturia omului. Dar când o mărturisim Dumnezeu despre noi. Biblie, nu spuneți verset din Biblie. Haideți să-l găsim. Faptele Apostolilor, capitolul 17. Să vedem când o mărturisit Dumnezeu despre noi. Deci căutăm în Faptele Apostolilor. Așa. Capitolul 15, versetul 8. Să vedem când o mărturisit Dumnezeu despre noi. Că nu se poate să fim una. Ne șală oamenii. Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Și Dumnezeu care cunoaște inimile a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. Amin. În ce constă mărturia lui Dumnezeu? În faptul că le-a dat Duhul Sfânt. 1 Ioan capitolul 5 versetul 8 spune așa: trei sunt care mărturisesc pe pământ. Duhul, apa și sângele. Duhul Sfânt, apa botezului și sângele. Deci, dragii mei,
Revenim din nou la capitolul 10, la capitolul 9, din 1 Ioan, capitolul 5. Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare. Care este mărturisirea lui Dumnezeu? Botezul cu Duhul Sfânt. Păi îi place să rupă fila, dar e grav. Atenție! Nu grav, foarte grav. Citim versetul 10, lasă-l la 9, lasă-l la 9. Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea mai mare. Și mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea care a făcut-o despre Fiul Său. Luca, capitolul 3. După ce a fost botezat onorodul, a fost botezat și Iisus. Și în timp, după ce a ieșit, nu treci, lasă-și, rămâi. După ce a ieșit din apă, s-a rugat, spune, și în timp ce s-a rugat, Duhul Sfânt s-a coborât peste el în timp de porumbel. Auziți, care a fost mărturia? Duhul Sfânt s-a coborât peste Iisus. Dumnezeu a mărturisit și a mărturisit și prin Iugrai. Acesta, sau nu acesta, tu ești Fiul meu preiubit în care găsesc toată plăcerea. Asta e mărturia lui Dumnezeu. Versetul 10.